Noi ne-am dorit dintotdeauna să ajungem în Peru. Misterul Imperiului Incașilor și faimosul Machu Picchu era ceva ce voiam să nu ratăm. Însă hai să începem cu începutul. De ce ai vizitat Peru? Ei bine, Peru este una dintre cele mai diverse și incredibile țări de pe planetă. Are tot ce ți-ai putea dori. Natură plină de contraste, în fiecare loc în care mergi te simți ca și cum ai fi în altă țară, cultura este impresionantă și plină de culoare, iar mâncarea, nu mai zic. Să ajungi în Peru este, fără îndoială, un vis demn de făcut măcar o dată în viață și pe bună dreptate. Pentru noi Peru a rămas încă în topul celor mai dragi locuri și suntem siguri că nu suntem singuri care simțim asta. Când este cel mai bine să mergi în Peru? În general, vremea este plăcută tot timpul anului, însă te sfătuim să eviți perioada ploioasă și să mergi în Peru din aprilie până în octombrie, când este vremea cea mai plăcută pentru vizitat. Oare ai nevoie de viză? Ei bine, nu ai nevoie de viză pentru o ședere mai mică de 90 de zile, însă atenție ca pașaportul să fie valabil minim 6 luni. Cum ajungi în Peru? În Peru se ajunge cu avionul. Nu există zbor direct București-Lima, ci se face escală măcar în unul dintre cele mai importante hub-uri aeronautice, iar majoritatea prețurilor trec de 800 de euro. Noi am zburat în Bogota, Columbia, cu escală în Frankfurt și de acolo alt zbor către Lima, pentru că așa am găsit cel mai convenabil zbor la acea dată. Din păcate, zborurile pentru Peru nu sunt chiar ieftine. Sigur este să călătorești în Peru. Deși Peru este în mare parte o țară sigură pentru călătorii, există zone, în special în marile orașe, unde furturile de buzunar pot fi o problemă. Este întotdeauna o idee bună să fii conștient de împrejurimile tale și să eviți să porți obiecte de valoare în mod vizibil. O altă problemă comună pentru călătoriile în Peru este răul de altitudine. Simptomele includ dureri de cap, greață și oboseală. Dacă intenționezi să vizitezi zonele mai înalte, cum ar fi Puno sau Machu Picchu, asigură-te că te aclimatizezi corect sau ai pastile contra răului de altitudine. În Peru, cazarea este destul de ieftină, însă bineînțeles că depinde de preferințele tale. O cazare obișnuită, nepretențioasă, se poate găsi între 30 și 50 de dolari. Poți găsi cazări de la hoteluri, hosteluri, guest house-uri, homestay, ecologi și chiar corturi pentru cei mai aventuroși. Noi credem că se poate găsi cazare cam pentru toate buzunarele și toate gusturile. Transport sau cum vizitezi întreaga țară. Marile orașe au transport public asigurat în mare parte de autobuze.
Lima se poate lăuda și cu o linie de metrou, dar la cât au finalizat din ea, este inutilă pentru turiști. Însă te poți folosi de taxiuri cu succes în toate marile orașe. Iar dacă vorbim de cum ajungi la cele mai importante atracții turistice din țară, este bine să știi că există o serie de autocare care funcționează pe sistemul Hop-on, Hop-off și care te duc peste tot. Noi am achiziționat un astfel de tur cu autocarul și rămâneam câte o noapte în fiecare loc, iar a doua zi așteptam următorul autocar care să ne ducă la următorul punct. Însă dacă vorbim despre cum ajungi din Lima în Cusco în modul cel mai rapid, este cu siguranță avionul și cursele interne. Ei bine, am ajuns și la punctul cel mai important, ce nu trebuie să ratezi odată ce vizitezi Peru. Dar să începem cu începutul. Noi am aterizat în Lima, capitala țării, unde am descoperit un oraș care captivează prin amestecul său de modernitate și istorie. Pe de o parte avem cartiere moderne cunoscute pentru efervescența vieții de noapte, care se intersectează cu arhitectura colonială veche din centru istoric, declarat de altfel patrimoniu UNESCO. De asemenea, muzeele orașului sunt adevărate comori de vizitat, iar zona Miraflores este probabil cel mai bun cartier central așezat pe malul oceanului, cu o grămadă de magazine, cafenele, restaurante și parcuri. Aici găsești vederi spectaculoase asupra oceanului și este locul perfect să te relaxezi. Din Lima am plecat spre Paracas, un loc unde ai foarte multe lucruri de văzut. În primul rând ai insulele Ballestas, considerate Galapagosul în miniatură și care este o arie protejată în care se păstrează ecosisteme marine impresionante din apele rece ale curentului Humboldt din Oceanul Pacific. Acest curent curge de-a lungul coastei de vest a Americii de Sud, în prezent fiind cel mai productiv ecosistem marin din lume, precum și cel mai mare sistem de ascensiune a apelor din adâncime. În insulele Ballestas găsești formațiuni stâncoase care găzduiesc mii de păsări guano și specii marine, cum ar fi lei de mare, pinguinii Humboldt și pelicanii printre altele. Este impresionant să te plimbi printre leii de mare și pinguini și să-i vezi de la distanțe mici. Un alt lucru pe care îl găsești aici este deșertul Paracas. Aici este locul unde se întâlnesc cele două zone protejate în care viața marină întâlnește deșertul Paracas. Este o zonă mai puțin cunoscută care crește în popularitate pentru multitudinea de activități. Noi am ales un tur cu buggy-urile prin deșert, tur care ne-a dus în cele mai frumoase locuri, de la dune de nisip până la plaje și golfuri impresionante. Huacachina este următorul loc pe care ți-l recomandăm și care este cu adevărat spectaculos. O oază în mijlocul deșertului, o oază în adevăratul sens al cuvântului. Aici a fost foarte interesant să dormim în cort, chiar la baza unei dune de nisip. Era pentru prima dată când vedeam o oază în deșert și, bineînțeles, ne-am bucurat de frumusețea deșertului și a imenselor dune din jur. Și
Și cum ne aflăm în mijlocul deșertului, bineînțeles că nu am ratat un tur cu mașina pe dune, unde am avut ocazia să ne dăm cu placa pe nisip. Dar să și admirăm un apus spectaculos. Liniile Nazca, geoglifele antice, care sunt unul dintre cele mai mari mistere ale lumii antice, pot fi văzute chiar în deșertul Nazca. Liniile se întind pe 520 de kilometri pătrați și cuprind aproape 800 de figuri, în general de animale, care pot fi văzute în totalitate doar de la înălțime. Aici e varianta unui zbor cu elicopterul sau un avion de mici dimensiuni, este modul cel mai bun de a vedea liniile. Noi însă nu am avut timp pentru zbor, însă am reușit să ne urcăm într-un punct înalt de observare și să vedem cu ochii noștri o parte din aceste faimoase linii. Un alt loc inedit pe care ți-l recomandăm să-l vizitezi este faimosul lac Titicaca, cel mai înalt lac navigabil din lume, care este situat între teritoriile Peru și Bolivia și care are o suprafață de până la 8300 de kilometri. Aici poți vizita insule vechi de 1000 de ani, cum ar fi Taquile, Amantani sau Uros, ai căror locuitori păstrează încă multe tradiții precolumbiene. Inițial am vizitat triburile Uros, care trăiesc și astăzi pe insule plutitoare, făcute din stuf. Vizita la acești oameni a fost de-a dreptul impresionantă. Nu ne gândeam că oamenii ar putea trăi pe doar câțiva metri pătrați pe o insulă făcută doar din stuf. Apoi am plecat către insula Amantani, aici ne-am petrecut restul zilei și noaptea. Am avut o cazare la o familie de localnici și am fost aproape de acești oameni care încă trăiesc după vechile orânduiri. Trăiesc din ce le oferă pământul, în special cartofi și porumb, mănâncă carne odată pe an și încă aduc ofrande naturii, iar singurii doctori sunt șamanii. Iar lucru care ne-a impresionat cel mai mult a fost faptul că din puținul lor ne-a oferit totul și ne-a oferit niște momente pe care nu le vom uita niciodată. Din Puno ajungem în Cusco, un oraș care dăpostește comori istorice și culturale neprețuite. Aici vei putea găsi foarte multe lucruri care încă te pot face să-ți imaginezi splendoarea a ceea ce a fost cândva capitala Imperiului Incaș, dar și clădiri magnifice, civile și religioase din timpurile coloniale. În Cusco fiecare colț spune o poveste mistică. Aici vei avea ocazia să te întorci în timp, să te plimbi pe străduțe înguste printre clădiri coloniale construite pe bazele unor palate antice incașe sau să te plimbi prin piețete pitorești pline de istorie înconjurate de cafenele, restaurante și puburi. Însă Cusco este și punctul de pornire către multe locuri minunate, iar unul dintre ele este Valea Sacră a Incașilor.
Acest loc reprezintă una dintre marile moșteniri ale unui Peru prehispanic. Valea Sacră este un loc de cult important, dar și o zonă agricolă înfloritoare de neimaginat la acea vreme, printr-o dezvoltare hidraulică și tehnologică incredibilă. Aici încă se găsesc cetăți impresionante, poate la fel de impresionante ca Machu Picchu, precum și situl de la Ollantaytambo, piețe locale vechi de mii de ani, care încă abundă în culoare și produse tradiționale, sate și localnici care încă își păstrează tradițiile și portul. Chiar ne uitam pe străzi și vedeam foarte mulți localnici îmbrăcați în straie tradiționale. Este o zonă cu adevărat impresionantă. Aici, în Valea Sacră, se găsește și Salina Maras, unde oamenii încă mai extrag sarea așa cum o făceau incașii. Fiecare familie are propriul iaz de sare care a fost transmis din generație în generație, încă din vremea incașilor. Localnicii folosesc un obicei străvechi de a evapora apa dintr-un pârâu subteran pentru a extrage sarea din iazurile de sare pre-inca. Și iată că am ajuns mai aproape de cel mai cunoscut loc din Peru, Machu Picchu. Însă, pentru a ajunge la el, ai mai multe variante. Ai varianta cu trenul, care este cea mai ușoară și populară alegere și te duce până în Aqua Caliente, care este orășelul de la baza situlului arheologic. Mai varianta cu autobuzul sau opțiunea aventuroasă de una sau mai multe zile, drumeții, de-a lungul vechilor rute de pelerinaj incașe, faimoasele rute Inca. Noi nu am avut timp și nici putere să mergem prin junglă atâtea zile, însă am vrut să vedem cum este să faci faimosul Inca Trail, măcar pentru o zi. Așa că am luat trenul o bună porțiune de drum, până într-un punct de unde a început drumul prin junglă, pe vechea rută incașă către Machu Picchu. Și a fost o adevărată experiență. Toată ziua am urcat și coborât de nenumărate ori. Însă seara, chiar la apus, intram în mărețul Machu Picchu. Și iată că am ajuns și la bijuteria peruană și unul dintre cele mai cunoscute și vizitate situri arheologice din lume, Machu Picchu, care este numit, pe bună dreptate zicem noi, una dintre cele 7 noi minuni ale lumii. Machu Picchu este de fapt o cetate incașă aflată pe o creastă montană deasupra văii Urubamba, în regiunea Cusco. Este un exemplu impresionant al arhitecturii incașe, cu terasamente de piatră, temple, sanctuare și aproximativ 200 de structuri. Acest loc misterios, înconjurat de munți, acoperit de junglă și de nori, este un simbol al civilizației incașe și este adesea numit orașul pierdut al incașilor. Pentru noi, vizita la Machu Picchu a fost magică. Prima dată l-am văzut pentru câteva minute în lumina apusului. Acea imagine ne va rămâne în minte toată viața și am fi vrut să rămânem acolo toată noaptea. Însă a trebuit să coborâm în micuțul oraș din vale și să nu ne prindă noaptea prin junglă. Însă a doua zi, înainte de răsărit, eram din nou acolo. Nu am văzut nimic preț de câteva ore pentru că totul era cufundat în ceață, însă odată a apărut soarele, norii s-au risipit și au arătat un adevărat spectacol. O vizită în Peru nu este completă fără Machu Picchu, însă trebuie să știi că va trebui să-ți faci rezervare cu câteva luni înainte dacă vrei să-l vizitezi, pentru că există o limită de 3.000-3.500 de oameni pe zi, iar situl este un loc foarte vizitat. Biletul de intrare este între 40 și 55 de euro în funcție de circuitul ales,
dacă este achiziționat prin site-ul oficial și clar merită toți banii.